E alertă România. Salutare lume și bine m-am găsit la un nou vlog. Astăzi o să facem și un vlog cum venim de la școală. Păi da, frate, m-am gândit să fac și eu unul pentru că n-am făcut niciodată. Pentru că mă sunat că n-am făcut un unboxing când mi-am cumpărat telefonul nou. Ca să arăt că mi-a luat unul personal și acum pot să filmez videoclipurile mele personale. Eu vin de la școală. Dar nu știu dacă vedeți, dar în spatele meu e acolo, e un prieten care face și un videoclip pe YouTube. Și dau, fraților, mâine dau teza la mate. Ceea ce mi-a spus astăzi doamna de matematică. Așa că vreau să văd comentarii, un comentariu cu... Scrieți un comentariu să văd succes la teză. Vă rog să scrieți. Așa că, ce să vă spun, eu mă duc acasă. Da, nu e. Aici a fost un bar. Ok, aici stă un prieten, ar face un videoclip pe YouTube. Ok, ce să vă mai arăt eu? Sper să strânge la asta 8 like-uri, cred. Am vrea să strânge. El a spus, aseară a spus că tot 4 emoji și viața reală să strângem 5. Dar am strâns vreo 8. Ceea ce îmi place foarte mult. Da. Aici, acum o să ne urcăm aici pe bar sus. Așa, ne ducem aici. Ok, se vede foarte frumos de aici. Foarte, super frumos. Prietenul meu filmează. Ok, aici este o bară. Da, frate, sper să strângem 7-8 like-uri la acest videoclip. Deci, nu știu ce să vă mai spun. Să strângem 7 like-uri. A revenit, eu acum vreau să fac un timelapse. Puțin mai reușit. Deci sper să vă placă, să știți că acesta este un timelapse. Să-i dăm drumul. Oameni buni, sper că v-a plăcut acel timelapse. Am făcut și așa puțin. Nu știu dacă se vede, dar aici este prietenul meu pe aici pe spate. O să sigur dacă se vede. Noi mai avem puțin de mers. Ok. Aici este o mașină foarte frumoasă. Da, noi de-abia ce am ieșit de la ore. Am gândit să fac un vlog. Așa pentru voi, cu tine la școală. 7 like 7 7 Ok. Da. N-am ce să mă mai spun. Cred că v-a plăcut timelapse pe care l-am făcut eu. Și sper să strângem 7 like-uri, fraților. Deci cam atunci cu acest videoclip, fraților. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să apăsați și butonul ăla și noi ne vedem data viitoare cu mai multe videoclipuri. La revedere!